Este un eveniment care îmi va marca viața de aici înainte. Astăzi mi-am depus candidatura, scuzați-mă, sunt puține emoții, chiar la vârsta asta mi-am depus candidatura pentru primăria Comunei Bala din partea Partidului Social Democrat. De ce am ales Partidul Social Democrat? Am ales Partidul Social Democrat pentru că este singurul partid care la momentul actual are grijă de marea majoritate a populației. Comuna Bala se găsește, după statistică, în primele 26 de localități din România, care este declarată stațiune balneoclimaterică. În 30 de ani de la Revoluție și până acum, democrația noastră nu a făcut absolut nimic ca să dezvolte stațiunea și respectiv comun. O să încerc, ca în mandatul meu de primar, să dezvolt această stațiune, să o folosesc în folosul cetățenilor, apa termală pe care mi-a dat-o Dumnezeu, să încerc să rezolv problemele curente, adică prioritățile zero pe care le au cetățenii acestui comun. Eu la o inventariere făcută la prima mână, majoritatea satelor din comună nu au apă curentă. Am încercat și am vorbit cu toți oamenii să le explic că în mandatul meu programele de finanțare se vor face pe apă, stradă și canal. Am făcut un pas într-un drum bun pe care mi-am propus să-l petrec cu locuitorii orașului Baia de Aramă. Mi-am depus astăzi candidatura la funcția de primar al orașului Baia de Aramă. Avem o echipă puternică, avem proiecte, dorim să creăm locuri în Baia de Aramă, infrastructură, să atragem fonduri europene. Avem o echipă de consiliu local tânără, oameni care vin din diverse domenii de activitate, oameni competenți, capabili, cu care eu sunt sigur că vom câștiga alegerile. Invităm locuitorii din Baia de Aramă pe 27 septembrie să fie alături de noi, să voteze pentru viitorul copiilor lor, pentru un trai mai bun, pentru o direcție europeană a orașului Baia de Aramă. Îmi propun ca în cei 4 ani de mandat să scot această comună din anonimat, așa cum spuneam și în postările care le-am făcut pe Facebook. Onoarele a rămas în urmă față de comunele vecine și, în primul rând, stăm foarte deficitar la infrastructură. Deci îmi propun să asfaltăm toate drumurile comunale, Sătești, Vicinale și ulițele Sătești, să introducem apa în așa fel încât să beneficieze și ultimul cetățean care stă la cea mai mare distanță de centrul comunei, să introducem canalizarea în satele care se pretează pentru acest serviciu și nu numai, activitățile cultural, sportive, educative să se revigoreze, să venim din nou cu un suflu nou pentru a putea Ponoarele să o aducem acolo unde își are meritul, unde să fie, așa cum spuneam în anii trecuți, perla județului Mehedinți. Sunt foarte multe proiecte în derulare la momentul actual. Urmează și alte proiecte importante, care avem la unele studiile fezabilitate întocmite, gen asfaltări de drumuri, alimentare cu apă și sunt și multe alte proiecte pe turism și pe alte obiective care le avem în pregătire pentru următorul mandat. Astăzi am depus candidaturile la funcția de primar și la funcțiile de consilier local în cadrul consiliilor locale la 5 localități din zona de nord a județului Mehedinți, o zonă de nord atât de dragă mie, în care în acești ani, mai exact în acest mandat, Consiliul Județean Mehedinți a investit foarte mult și se vede pe teren rezultatul muncii noastre. Am propus pentru funcțiile de primar la localitățile
Bala, Baia de Aramă, Obârșia, Cloșani, Ponoarele și Zverna, oameni gospodari, oameni destoinici, oameni care știu ce au de făcut în aceste localități în interesul cetățenilor celor cinci localități. Sunt convins că cetățenii vor aprecia munca pe care Partidul Social Democrat, munca pe care noi, reprezentanții Partidului Social Democrat în județul Mehedinți, în Consiliul Județean, am depus-o în acești ani și își vor exprima votul astfel încât candidații noștri să ocupe funcțiile de primar și să obținem cât mai multe mandate în cadrul Consiliului Local. Sunt foarte mulțumit de toți candidații care și-au depus astăzi dosarele la circumscripțiile electorale. Sunt foarte optimist în ceea ce privește candidații Partidului Social Democrat în zona de nord. Sunt plăcut surprins să găsesc cele mai bune, în opinia mea, cele mai bune echipe de consilieri la fiecare dintre cei cinci candidați care și-au depus astăzi dosarele la circumscripțiile electorale. Le urez succes tuturor și sunt convins că își vor câștiga mandatul de primar.